Horoscopul zilei. Berbec. Îndoieli despre puterea ta de a câștiga te pot bântui azi. Venus e în opoziție cu Saturn, deci vei fi focusat în principal pe ce nu ai și pe ce nu îți permiți. Chiar și dacă ai bani în plus, tot vei simți că nu sunt suficienți. Nu lăsa acest sentiment să ocupe scena zilei. Ceea ce ai nevoie este o ajustare de atitudine sub formă de recunoștință. Astfel, misiunea ta azi este să îți numeri binecuvântările la propriu. Acest exercițiu îți va deschide fluxul abundenței. Taur. A deveni conștient de setul tău mental este misiunea ta astăzi. Venus e în opoziție cu Saturn, deci vei vedea în principal elemente negative din orice spre care te focusezi, în special dacă așteptările tale nu sunt împlinite. Este cu atât mai real dacă este vorba de o relație, mai mult este posibil ca trecutul tău să-ți influențeze starea mentală a prezentului. Ca să revii la normal, ia-ți timp ca să intri mai adânc în ce gândești, ca să vezi ce rulează de fapt acolo. Care sunt cele mai adânci frici pe care azi le simți? Gemeni. Dacă te simți cu inima grea, este din cauza opoziției dure dintre Venus și stoicul Saturn. Nu este o influență majoră, dar este suficientă cât să-ți strice ziua pentru că îți trezește negativitatea despre o relație sau despre lipsa unei relații. Mai mult, îți poate retrezi un vechi sentiment de a nu fi iubit, dacă cândva în viață ai simțit așa ceva. Ai nevoie de o doză de pozitivitate. Acum este timpul să te îndrepți spre un prieten care te poate ajuta să vezi mai departe de situația ta curentă, spre ce este posibil pentru tine. Rac. Simți gustul amar al fondurilor limitate. Venus este în opoziție dură cu Saturn în sectorul tău de bani și recreere. Deci este posibil să vrei să faci ceva distractiv, dar a plăti pentru asta va fi dificil fără să acumulezi datorii. Adevărul este că ai puterea să manifesti banii doriți, dar chiar acum ești blocat în sentimentul că duci lipsă și nu vezi dincolo de actuala ta situație financiară. Ca să accelerezi fluxul de bani din viața ta, trebuie să revii în contact cu recunoștință pentru ceea ce ai. Leu. Este nevoie să te dai la o parte din calea ta ca să reușești. Cu Venus în opoziție cu seriosul Saturn în sectorul tău de muncă și intelect, te poți găsi prins în detaliile a ceva pe care ești focusat. Problema este că nu vezi dincolo de ceea ce e chiar sub nasul tău, în special dacă este implicată o relație. Mai mult, așteptarea ta pentru un anumit rezultat este deocamdată nerealistă. Respira adânc și relaxează-te. Fă un pas în spate de la orice faci și focusează-te pe altceva, astfel vei permite intuiției să te ghideze, fapt ce te va ajuta să iei deciziile potrivite pentru tine. Fecioară. Venus în opoziție cu Saturn în zona parteneriatelor și a vieții de casă poate oferi ocazia de mai mult stres în viața personală. Cu siguranță ai o așteptare care nu s-a împlinit sau s-a împlinit total diferit și acum ești critic despre acest lucru sau despre persoana implicată, ce probabil este partenerul sau un alt membru de familie. Sau poate că ești dur cu tine însuți. Totul se întâmplă cu un motiv. Misiunea ta azi este să descoperi care este de fapt adevăratul aspect ce te deranjează. Balanță. Dacă ai dificultate să vezi un viitor mai strălucit în iubirea ta, este din cauza că Venus are o opoziție destul de dură cu Saturn, chiar în domeniul romantismului tău. Ceea ce face acest tranzit pentru tine este că declanșează orice îndoieli sau frici pe care le ai despre relația ta sau despre abilitatea ta de a susține o relație pe termen lung. Te poate face și să te simți blocat, când de fapt tu ai toată puterea de a manifesta iubirea pe care o cauți. Alt scenariu poate să te găsească așa de copleșit de muncă, încât să nu te vezi prea curând că ai avea timp de relaxare. Rezistă! În câteva zile reapare soarele. Scorpion.
Venus este în opoziție cu Saturn azi și ție îți poate diminua temporar focul. De fapt, poți avea o criză existențială sub formă de a vedea dubii despre credința ta sau viitorul tău când vine vorba de subiecte de inimă. Tu ai abilitatea de a-ți împlini visele și vei reuși mai ușor dacă scapi de pesimism și revii în contact cu chitarea ta internă. Îndreaptă-te spre cineva înțelept sau participă la o discuție spirituală cu mai multe persoane și te va ajuta să-ți schimbi atitudinea. Săgetător. A evita critica de sine este misiunea ta astăzi. Întrucât Venus este în opoziție cu Saturn, tu ai putea să stai cu ochii și mintea pe greșelile pe care le-ai făcut în ultimul timp, care te-au adus într-o fază pe care o regreți. Fruntea sus. Dacă ești dur cu tine, nu îndrepți nimic. De fapt, focusarea pe succes este cea care îți aduce mai multe lucruri bune în viața ta. Ține minte, gândurile pe care le trimiți în lume se vor reîntoarce la tine ca binecuvântări sau provocări în funcție de starea minții și inimii tale. Capricorn. Azi nu ești în starea de spirit pentru conexiuni superficiale. Venus este în opoziție cu Saturn, cel stoic, iar tu poți decide să petreci timp singur sau să te îndrepți spre un prieten înțelept pentru o conversație profundă. O astfel de întâlnire îți ridică starea de spirit și îți aduce conștientizări despre ceva ce gândești. Se pare că este o zi în care simți nevoia să te exprimi. Revină în contact cu inima ta ca ea să îți lumineze răspunsul. Vărsător. Ești pe cont propriu când vine vorba în a-ți recunoaște valoarea de sine. Opoziția dintre Saturn și Venus se poate simți ca un test al încrederii. Asta este cu atât mai adevărat dacă ți este activată o veche frică de a arăta lumii cine ești cu adevărat, cu rând și imperfecțiuni cu tot. Ai nevoie de curaj să fii tu însuți, în mod particular dacă cineva te pune la pământ. O asemenea situație și întâmplare poate avea loc, însă în tot cazul tu fii pregătit să te iubești pe tine indiferent cine ce îți spune sau îți face. Pești. Interacțiunea cu oamenii azi pare să fie ceva cam prea mult pentru tine. Venus în opoziție cu Saturn creează dificultăți în socializare și te provoacă să fii nerăbdător. Cu alte cuvinte, nu ești cea mai plăcută persoană să fii în preajmă și pentru tine acest lucru este în regulă. Până la urmă, ești independent și îți place să fii pe cont propriu. Poate că nu e ceea ce își doresc cei apropiați ție, deci fă un efort să fii amabil atât cât poți. Dacă demonstrezi că ai și sensibilitate, îi inspiri pe oameni să te trateze altfel. Horoscopul zilei de azi.